Bună ziua, suntem în data de 14 decembrie 2023. Continui seria de filme Calendarul lucrărilor în stupină. Continui cu luna aprilie. Încălzirea timpului în toate zonele și flora melifera abundentă oferă albinelor din belșug polen și nectar. În familii puternice, asigurate cu rezerve bogate de hrană, puietul se extinde pe tot mai mulți faguri din cuib, iar măcile prolifice depun peste 1500 de ouă în 24 de ore. Dacă condițiile au fost favorabile spre sfârșitul lunii aprilie, în familii puternice se desăvârșește înlocuirea albinelor iernate cu albine tinere și sporește zilnic puterea familiilor. În perioada înfloririi pomilor roditori, albinele încep producerea cerii și clădirea fagurilor. În stupină. Revizia generală a familiilor de albine. Întărirea familiilor rămase în urmă cu dezvoltarea, intensificarea creșterii de puiet, completarea rezervelor de hrană, lărgirea cuibului, întărirea familiilor ajutătoare și temporare, clădirea stocului de faguri necesar stupinei, curățirea cuibului de ceară și propolis, dezinfectarea stupinilor și trecerea familiilor în stupii curățați și dezinfectați, preîntâmpinarea furtișagului, deblocarea cuibului de prea multă păstură, formând rezerve de păstură pentru perioadele deficitare, introducerea în familii de prăsilă a fagurilor cu celule de trântori în scopul creșterii de trântori necesare în perecherii măcilor, reformarea fagurilor necorespunzători din cuib, controlul sanitar al puietului. În atelierul stupinei, extracția cerii din faguri reformați, tratarea contra moliei a fagurilor depozitați, plantarea arborilor și arbuștilor meliferi, însămânțări de plante melifere, asigurarea polenizării livezilor de pom roditor și a culturilor de rapiță de toamnă. Organizatorice. Asigurarea brațelor de muncă suplimentare, controlul situației stupinei, organizarea transporturilor la masive melifere planificate și pentru polenizarea culturilor agricole. Nu uitați! În luna aprilie, obiectivul principal îl constituie intensificarea la maximum a creșterii de puiet, întărirea familiilor în vederea culesurilor timpurii salcâm, asigura spațiul necesar pentru ouatul măcilor, creșterii de puie și depozitării nectarului și polenului adus în stup. Se va acorda o deosebită atenție în întăririi familiilor rămase în urmă cu puiet luat din familiile foarte puternice. Se ia cel mult un fagure cu puie căpăcit la interval de 10 zile. Prin faguri introduși în schimbul fagurilor cu puie căpăcit, se oferă familiilor puternice spațiu necesar pentru creșterea în continuare a puietului și astfel se previne apariția prematură a frigurilor roitului la familii puternice și se întăresc totodată familiile slabe. Familiile slabe se întăresc cu 2-3 faguri cu puiet dați odată. Măsurile arătate se aplică numai în cazul familiilor sănătoase și sunt contraindicate în cazul stupinilor infectate cu boli. La apariția perioadelor lipsite de cules, se recurge imediat la hrănirea suplimentară a familiilor, mijloc de menținere a puterii familiilor și de întărirea lor continuă. Asta a fost tot pentru luna
aprilie. Vă rog să dați like, să vă abonați la canal dacă vă este de ajutor ceea ce vă prezint. Și asta a fost tot. Mulțumesc. La revedere.